Doi primari din Olt au fost confirmați cu noul coronavirus. Ion Prioteasa, primarul orașului Scornicești, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Acesta s-a testat la o clinică din București după ce un politician local cu care a intrat în contact a fost testat pozitiv. Este vorba de candidatul PSD pentru fotoliul de primar al Scorniceștiului, George Brânaru. Totodată, testul soției edilului a ieșit negativ. În acest moment, Ion Prioteasa este internat la spitalul din Slatina, iar în urma analizelor, medicii vor stabili dacă acesta se va trata în unitatea medicală sau în izolare la domiciliu. Săptămâna trecută, joi, am fost pe la București cu niște probleme și am considerat că din alte cazuri în Scornicești să fac un test și eu și soția. Soția este negativă, i-a venit rezultatul bine, negativ. Și mie mi-a venit sâmbătă pe la ora, în jurul orei 16, așa, pozitiv. Nu am dureri, nu am nimic, m-am internat ieri, în jurul orei 11, mi s-a recoltat probele de sânge, acum aștept medicul să vede ce decide eu. Zilele acestea se vor testa și angajații primăriei din Scornicești, mai puțin viceprimarul Daniel Tudor, ce a revenit din concediu astăzi. Acesta nu a intrat în contact cu edilul. Se mai testează de la primărie. Le-a spus care vor să testează, să testează, pentru că la primărie am mai semnat niște documente. Toți au venit pe la mine cu anumite adeverințe, anumite adrese. Le-am semnat, i-am născut la toți oamenii care vor să testeze, i-am dat poziție să testeze. În aceeași situație, cu edilul din Scornicești se află și primarul din Slătioara. Acesta a fost găsit pozitiv la testul pentru coronavirus. Edilul a decis să se izoleze de familie și să se trateze acasă. Astăzi, numărul pacienților a ajuns la 505. Dintre acestea, 215 persoane sunt vindecate, 138 se află internate în spital, 64 s-au externat la cerere, în timp ce 92 au refuzat internarea. Totodată au fost înregistrate și 18 decese în rândul unor persoane confirmate cu noul coronavirus.